Emoțiile tinerilor absolvenți de liceu continuă. Aceștia sunt așteptați să-și depună dosarul de candidatură și să afle toate informațiile necesare pentru înscrierea la facultatea dorită. Universitatea din Craiova desfășoară în perioada 6-24 iulie 2015 admiterea pentru anul universitar 2015-2016 la cele 10 facultăți din structura acesteia. Astăzi, 13 iulie 2015, 8 din cele 10 facultăți ale Universității din Craiova au lansat admiterea pentru ciclul licență. În total, Universitatea din Craiova are 2.880 de locuri scoase la concurs, din care 30 de locuri pentru candidați de etnie romă. Discutăm de locuri la buget, fără taxă, și separat 2.769 de locuri cu taxă. Toate aceste locuri sunt distribuite între cele 10 facultăți componente ale universității pe 105 specializări. Oferta educațională poate fi vizualizată pe panourile din holul central al universității, strada Icuza, numărul 13, unde vor fi prezentate informații despre programele de studiu în contextul sistemului de credite transferabile. Informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.ucv.ro, dar și la sediul fiecărei facultăți. Multe dintre facultăți au optat în continuare pentru concurs de dosare. Asta înseamnă că este foarte importantă media la bacalaureat și aceasta contează în proporție de 100% la admiterea la facultate. Sunt o serie de facultăți care merg pe probe eliminatorii și sau probe scrise sau probe de aptitudini. Discutăm aici despre Facultatea de Drept și Științe Sociale, unde la domeniul drept, pentru locurile la buget, se dă examen tip grilă la limba română. Discutăm de Facultatea de Educație Fizică și Sport, unde există 3 probe sportive, iar la domeniul kinetoterapie există o probă scrisă de biologie. De asemenea, discutăm despre Facultatea de Litere pentru domeniul arte, discutăm despre teatru și muzică, unde există și probe eliminatorii și probe de aptitudini. Discutăm despre Facultatea de Teologie Ortodoxă, unde la fel se desfășoară și probe eliminatorii, tip interviu, și probe de aptitudini sau probe scrise. Și la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, pentru domeniul calculatoare și tehnologie informatică, tehnologie informaționale, există un examen la matematică sau informatică în funcție de ceea ce optează candidatul. Tinerii care vor să se înscrie la facultățile din cadrul Universității din Craiova trebuie să plătească o taxă de înscriere de 100 de lei. Taxa anuală pentru studiile de licență este de 3.000 de lei, excepție fac programele de la Facultatea de Agricultură și Horticultură, unde viitorii studenți trebuie să achite 2.500 de lei pe an, și programul Arte, unde taxa anuală este de 4.500 de lei.